La 33 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, zeci de veterani din nordul țării și-au comemorat camarazii căzuți pe câmpul de luptă. Cu această ocazie, au organizat un maraton auto care a startat din Bălți. După ce au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, participanții au mers în mai multe orașe din nordul țării, în automobile pe care erau lipite fotografiile militarilor decedați în Afganistan. Veteranii războiului din Afganistan și-au comemorat camarazii cu onoruri militare, după care au urcat în automobile și au pornit spre următoarea destinație, orașul Râșcani. Является марафоном памяти погибших, которые остались на поле боя в Афганистане. Всего 36 человек в 6 районах. Естественно, 36 машин оборудованы фотографией погибшего, эмблема нашей афганской организации. И вот вся боевое братство, которое есть и сохраняется в Молдавии, все, видите, они все здесь. Participanții la conflictul armat din Afganistan spun că nu vor uita niciodată urgia războiului și că este de datoria lor să-și comemoreze camarazii decedați. Înseamnă aceea că nu s-a stins spiritul celor care era acolo, când trebuie să ne apărăm unul pe altul, să ne strecem într-un ajutor reciproc și să ne stăruim ca să vii copiii la părinți înapoi atunci. Și asta au mai rămas și acum, când îl doare pe unul, când are o nevoie, tot sărim și facem o unire frățească pentru a salva, pentru a funda ceva bun, ceva frumos. С нами находятся наши сыновья, наши, которым тоже уже по 30 лет и больше. Поэтому для нас отрадно, что мы смогли организовать такой марш памяти, и мы проедемся сегодня по всем памятникам, которые открыты на севере Молдовы. Это здесь Бельц, потом мы поедем в Рышкану, Дрокиу, Дандишану, Окинцу, Бричану, и окончание вот этого марша памяти будет в Единцах. Comunitatea veteranilor războiului din Afganistan din țara noastră numără 8.000 de persoane. Potrivit datelor oficiale, în acel război au participat 12.500 de ostași moldoveni. 300 dintre ei au murit.